Întoarcem fila peste luna aceasta, luna septembrie, în care am stat lângă conceptul slujirii toată vara. L-am văzut pe Pavel slujind în biserică cu o abnegație incredibilă, puțin ne putem compara cu el. Dar ca să poți sluji în biserică, mai întâi trebuie să crești pentru aceasta în familie. Acolo este locul de antrenament, acolo, dragii mei, ne pregătim pentru ceva mai mult, pentru ceva mai mare. Dumnezeu nu la întâmplare a spus tuturor bărbaților, dacă nu știe cineva să-și chivernisească, să-și administreze, să slujească în propria lui casă, cum va sluji în biserica lui Dumnezeu. Slujirea în familie începe, dragii mei, în prezența lui Dumnezeu, în momentul în care ți-ai inima în dinți să te însori sau să te măriți. Dacă am fi ca toți ceilalți oameni din lume, ne-am mulțumit cu primarul și cu rânduielile unei țări și am luat o hârtie numită certificat de căsătorie cu care am defilat până când am schimbat-o cu certificatul de deces. Și ar fi de ajuns atâta. Dar dacă venim în adunare, venim la altar, venim în prezența lui Dumnezeu, lucrurile se complică. Dumnezeul nostru nu uită cuvintele care le spunem, Dumnezeul nostru este martor la legământul tinereții noastre și Dumnezeul nostru ne va trage la răspundere pentru cuvintele pe care le-am spus. Mai bine să nu aduci jertfa nebunului decât aducând-o să-L necinstești pe Dumnezeu. Și asta este problema căsnicilor din zilele noastre. Luăm cu ușurință religia, luăm cu ușurință relația cu Dumnezeu și ne batem joc de legămintele pe care le facem implicând numele lui Dumnezeu. Vom vedea în cartea Iosua, dragii mei, dacă e spre pieirea noastră sau spre nenorocirea noastră legământul care l-am făcut implicând numele lui Dumnezeu, suntem obligați să trăim cu consecințele faptelor noastre, cuvintelor noastre. Nu te grăbi să vii la altar, nu te grăbi să rostești cuvinte înaintea Domnului. Observați, când vii înaintea lui Dumnezeu, nu vorbești unul cu celălalt și asta este o realitate care trebuie să știe toți tinerii care vin la altar să căsătorească în adunarea noastră, ci vii și promiți lui Dumnezeu. Și de aici derivă primul mare principiu de care ne-am ocupat în luna aceasta. Când te dai lui Dumnezeu, de dragul familiei tale, El este stăpânul, tu execuți poruncile Domnului, nu așteptările nevestei sau a copiilor tăi, ci ești robul lui Hristos. Ai învățat să zici, vorbește Doamne, căci robul tău ascultă. Și lucrul acesta foarte puțin dintre noi bărbați îl facem, suntem prea preocupați cu deșertăciunea acestei lumi. Avem impresia că jucăriile care le cumpărăm copiilor noștri sunt mai importante sau hainele care le cumpărăm soțiilor noastre sau pantofii care nu mai încap în casă sunt mai importanți decât cuvintele lui Hristos, care ar trebui să le aducem cu înțelepciune înaintea lor. Când te-ai dat rob lui Hristos, ți-ai luat inima în dinți și asta este curajul, trebuie să mai faci încă două lucruri. Cine mai ține minte care sunt celelalte două lucruri? Disciplina și înțelepciunea. Disciplina de a sta de vorbă cu Hristos ca să-ți vorbească despre cei din casa ta, iar apoi înțelepciunea de a transmite pe limba lor când trebuie și cum trebuie ceea ce trebuie să audă. Ultima parte este foarte complicată pentru că al doilea aspect, nu-l practicăm. Dacă n-ai stat de vorbă cu Hristos, El ți-ar da și înțelepciunea să vorbești cum trebuie și când trebuie și familia ta ar putea călca pe urmele tale, pentru că tu calci pe urmele lui Hristos. Dar să presupunem că ți-ai luat inima în dinți, ai luat acest curaj și deja ai hotărât să te dai rob lui Hristos pentru cei din casa ta și ești gata să pornești pe șantier. Am văzut cu câteva duminici în urmă că Domnul Iisus te oprește și spune că există câteva condiții. Îți dă un ecuson pe care trebuie să scrie trei lucruri. Numai așa se poate intra pe șantier. Care e primul dintre ele? Smerenie. Al doilea? Blândețe. Și? Doamne, greu e al treilea, nu-i așa? Îndelungă răbdare și îngăduință sau îngăduință și îndelungă răbdare. Luați-le în ce ordine vreți. E nevoie de smerenie ca să accepți că nu tu ai inventat căsătoria. Nu ideile tale, nu cuvintele tale trebuie să aibă ultimul lucru în familia ta. Căsătoria a fost gândită de Domnul și de aceea se construiește după cuvintele Lui, după planurile Lui. Ori pentru asta trebuie să te smerești, să zici, vorbește Doamne, eu nu știu exact ce să fac, dar eu sunt dispus ca rob al tău să împlinesc ceea ce tu ai gândit pentru familia mea. Acum, nu din întâmplare, Dumnezeu pune doi oameni foarte diferiți la oaltă. Nu știu cum ești tu cu soția ta, eu cu soția mea suntem unul la răsărit, altul la apus sau unul la nord și altul la sud.
De ce a pus Dumnezeu așa lucrurile în familia noastră? Nu știu. Știu doar că numai împreună formăm un întreg. Dar pentru a recunoaște diversitatea și a accepta diversitatea, ai nevoie de foarte multă putere. Ori blândețea înseamnă puterea dusă sub control, curajul și puterea de a ieși din competiția afirmării de sine, de a transforma diferențele din piedici în provocări, în resurse. Iar când ai ajuns la smerenie și blândețe, de acolo încolo, întreaga ta viață, ai nevoie de îndelungă răbdare și îngăduință. Indiferent câți ani veți trăi împreună. Mergeți la familia Todea, de 72 de ani sunt căsătoriți, nici ei n-au isprăvit încă alergarea. Da? I-am sărbătorit în anul acesta, în primăvară. 72 de ani să nu termini. Ne pare rău că nu-i vedem venind de mânuță, unul lângă celălalt, duminică dimineața. Dragii mei, suntem încă în șantierul lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu cioplește încă în noi chipul lui Hristos. Suntem neterminați și de aceea imperfecți. Și dacă vă căutați un partener perfect, luați un sfat de la mine, lăsați o baltă. Cu alte cuvinte, n-are rost să vă căsătoriți. E mult mai bine singur. Acolo dai cu capul de perete de unul singur, plângi când te simți singur, dar trece. În schimb, în clipa în care te căsătorești, ai nevoie de îndelungă răbdare și îngăduință, până când chipul lui Hristos se cioplește în noi. Dacă am făcut aceste lucruri, m-am dat rob lui Hristos, am înțeles condițiile, am o întrebare. Doamne Iisuse, ce avem de făcut? Și răspunsul pe care l-am învățat duminica trecută este că El ne-a pus la oaltă ca să învățăm să dezbrăcăm omul vechi și să îmbrăcăm omul nou. Să scoatem afară pe Satana din familia noastră, să-L invităm pe Hristos în familia noastră. Cu alte cuvinte, în lumea asta stăpânită de cer rău, după mersul lumii acesteia, după stăpânitorul și duhul răutății, ei stăpânesc în lumea aceasta, ale lor sunt tiparele pe care le vedem la televizor, le citim în cărți. Pe acest tărâm al celui rău, noi să așezăm împărăția lui Dumnezeu în familia noastră. Și data trecută, la cele 6 cuvinte pe care tocmai le-ați repetat, am mai adăugat alte 2. Care sunt cele 2? Tocmai le-am spus. Dezbrăcarea și îmbrăcarea. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, veniți în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Și textul nostru de data trecută ne-a oferit 2 oglinzi, 2 chipuri, 2 manifestări, 2 împărății. Pe de o parte este chipul omului nou, pe de altă parte este chipul omului vechi. Dacă noi înmulțim trăsăturile chipului omului vechi în familia noastră, familia noastră va deveni iadul. În iad ne vom crește copiii, cu iadul ne vom obișnui copiii. Dar dacă dezbrăcăm omul vechi și intrăm în procesul sfințirii și mulțim trăsăturile omului nou în viețile și în relațiile noastre, atunci în familia noastră va fi raiul. Și copiii noștri cresc într-o altă atmosferă, în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, nu știu ce ați făcut săptămâna trecută, nu știu câți ați avut curajul să luați oglinda, să stați unul lângă celălalt și să vă priviți în ea, să lăsați Duhul lui Dumnezeu să pornească comunicarea în familiile voastre. Vă aduc o veste proastă. Nimeni nu poate face în locul tău ce ai tu de făcut. Nici Dumnezeu nu poate face lucrul acesta în toată atotputernicia Lui. Când i-a dus pe copiii Lui, pe poporul Israel, în câmpia Moabului, s-a uitat în ochii lor și le-a spus așa: ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața. Dacă înțeleg bine, este diateza activă. Tu alege viața, eu nu aleg în locul tău. Da? Nimeni nu poate alege în locul tău. Nu poți să stai ca toate lucrurile se întâmple și dintr-o dată căsnicia ta să devină un colț de rai. Dacă este un colț de iad, ești vinovat. Ești vinovat. Pentru că aveai partea ta de făcut și împreună cu Dumnezeu ești mai tare decât partenerul tău. Și de aceea Dumnezeu îți spune: alege viața. Uită-te în cele 2 oglinzi, uită-te la cele 2 chipuri și alege unul dintre ele, după care stai și lucrează. Stai și lucrează.
De multe ori ne uităm la fotomodele și vedem că sunt mai înalte decât suntem, nu te poți trage de urechi să crești, dar puțin mai subțirele decât suntem și atunci începe truda aceea de a intra în hainele care ți sunt prea mici acum. Dragii mei, dacă nici atâta nu se face foarte ușor, trebuie să transpiri, să treci prin... Atunci imaginați-vă cum e să-ți cioplești omul lăuntric întru chipul și asemănarea lui Hristos, să participi alături de El. Vestea bună este că nu e singur. Duhul lui Dumnezeu este acolo să te ajute. Întrebarea rămâne ce dorim să facem din familiile noastre. Ele nu se întâmplă. Poți căuta până obosești partenerul potrivit. Cheia nu e să-ți găsești partenerul potrivit, ci să fii partenerul potrivit. Cum își va ține tinerul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Aș vrea să citim alte două versete din Psalmul 119. Uitați-vă atenți la conceptele, la cuvintele din versetele din fața dumneavoastră. Mă gândesc la căile mele. Căile mele este cum arăt la ora asta, cum arată relațiile mele la ora asta, cum arată familia, relația cu soția mea, copiii mei. Astea sunt căile mele, modul meu de viață. Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele, nu doar dorințele, nu doar gândurile, ci picioarele, trăirea, viața după învățăturile tale. Sunt trei lucruri. În primul rând, mă gândesc la căile mele, este realitatea pe care o descoper uitându-mă în oglindă, dar apoi trebuie să fac ceva cu ceea ce văd. Trebuie să mă îndrept picioarele, viața, după învățăturile tale. Și psalmistul continuă, mă grăbesc. Nu poți lăsa pe săptămâna viitoare. Mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile tale. Deci am ținut să fac această recapitulare. În primul rând, recapitularea este mama învățării. Dar în al doilea rând, dacă astea le neglijăm, celelalte care urmează sunt imposibile. Dragii mei, dacă nu sunt dispus să încep să lucrez la aducerea chipului lui Hristos în familia mea, în relațiile mele, îmi voi crește copii pentru împărăția celui rău. Or, tema zilei de astăzi este aduce înaintea noastră harul, un har extraordinar de a lărgi împărăția lui Dumnezeu prin copiii noștri. Nu trebuie să-mi răspundeți și întrebarea este stupidă. Unde vrei să-ți petreacă copiii veșnicia? Pentru ce vrei să-i crești? Pentru iad sau pentru rai? Acum, iadul și raiul nu sunt niște locuri spre care mergem, cu toate eu cred că trebuie să coboare noul Ierusalim din cer, dar iadul și raiul pot începe aici, pe pământ. Pot începe pe pământ și este responsabilitatea noastră ca părinți să ne creștem copiii în prezența lui Dumnezeu sau în prezența celui rău. În mijlocul manifestărilor omului nou sau în mijlocul manifestărilor omului vechi. Nu poți crește copii pentru împărăția lui Dumnezeu tu nevoind să dezbraci omul vechi. Cu alte cuvinte, promovând, perpetuând, manifestând în relațiile tale, nu doar acasă, ci căile tale, în toată viața ta, minciuna, hoția, amărăciunea, mânia, iuțimea, strigarea, neînțelegerile, certurile, dezbinările, clevetirile, răutatea, curvia, necurăția, lăcomia de avere, beția sau lipsa cumpătării, vorbirea nechipzuită, vorbirea stricată, glumele proaste, cuvintele porcoase. Observați cât de concret este chipul diavolului? Noi suntem cei care îl îmbrăcăm și noi suntem cei care arătăm. Și toate acestea nu țin de împărăția lui Dumnezeu. Și aș putea adăuga și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am spus, citesc pe Pavel, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nu țin de împărăția lui Dumnezeu. Dacă astea sunt realitățile din relațiile dintre noi, dragii mei, copiii noștri cresc în iad, în prezența satanei, în prezența diavolului. Poate cuvintele mele vă par prea grele. Meditați la ele. Dacă, în schimb, înmulțim roada Duhului în familia noastră, dacă îmbrăcăm omul cel nou, copiii noștri au parte de un har pe care puțin copii îl au în viața aceasta. Puțin copii, dragii mei. Imaginați-vă să crești în climatul adevărului, a cumpătării,
a hărniciei, a generozității, a bucuriei, a seninătății, a blândeții, a bunătății, a credincioșiei, a curăției, a mulțumirii, a îndelungei răbdări, a unei vorbiri cu har spre zidire, a unei vorbiri liniștite, fără strigăte, a unei vorbiri chipzuite, cu psalmi, în prezența stăpânirii de sine. Wow! Imaginați-vă ce har! Și harul acesta îl putem aduce noi peste copiii noștri. Dumnezeu are așteptări ca să lărgim împărăția Lui prin copiii noștri, de aia ne-a trimis, de aia ne-a împrumutat pentru câțiva ani. Dragii mei, viața e ca un lat de mână, ca un abur. Ieri copiii mei s-au născut, astăzi au ei copii și o zbunic și plec. Uite, așa s-a dus viața. De ce toate? De ce există familia? Ca Dumnezeu să ne dea posibilitatea ca în mijlocul iadului, care e pe pământ la ora asta, lumea asta e după mersul Domnului, puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, noi ca familie să putem fi o enclavă a împărăției lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu. Aș vrea să mai citesc câteva versete, să adaug încă două cuvinte la cele 8, să am mâinile complete, 10 cuvinte cu care să plecăm de la slujirea noastră în familie. Capitolul 6, primele 4 versete din Efeseni. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Aceasta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Următoarele două cuvinte care le desprind din text este ascultare și educare. Ascultare și educare. În mod normal, textul le spune ascultare este partea copiilor, educare este partea părinților. Dar pentru că nebunia este lipită de inima copilului, este absolut nefolositor și inutil să aștept de la un copil de 2 ani de zile să fie exact după linia pe care Dumnezeu i-a poruncit-o în textul acesta. Să-și cinstească părinții. Copilul este un egocentrat, o imensă gaură neagră din momentul în care se naște. Toată casa se învârte în jurul lui. Și dacă n-ai grijă de lucrul acesta, așa vei face toată viața ta. Da? Și atunci lucrurile astea cad în sarcina părinților să-și ajute copiii la ascultare. Și de aceea aș începe cu rolul părintelui, nu cu rolul copilului. Mă voi întoarce la rolul copilului, pentru că suntem copii și la 20 de ani. Și de aceea Scriptura ne vorbește și nouă. Vă pun o întrebare simplă. Câți dintre noi părinții ne-am întâlnit cu neascultarea copiilor noștri? Stai să vin la Călin. Există așa ceva la tine în casă? Există? Nu se poate. Nu se poate. Dar dacă aș lua un microfon să mă duc roate prin adunare, nu este unul dintre noi care să ne întâlnim mai întâi cu neascultarea copiilor și să vedem câtă trudă este necesară ca să întoarcem neascultarea. Asta e neul ăla de la început, să rămână doar ascultarea copiilor. Dragii mei, este o școală întreagă și de-aia e nevoie de educarea copiilor sau în termenii textului nostru creșterea lor în mustrarea și în învățătura Domnului, neîntărâtarea lor la mânie. Deci, dați-mi voie să încep cu responsabilitatea părinților. Îmi cade mie în sarcină să-mi învăț copiii să asculte și să-și cinstească părinții. Este responsabilitatea mea să-i învăț cum să-mi spună. Poate să-mi spună, Benny, Nora mă strigă câteodată și nu mă văd pe aia mică la 2 ani cum vine capul scărilor și strigă, Benjamin! Capul scărilor. Puiu, Andreea, well, dacă eu ca bunic îi permit lucrul acesta, pentru că și copiii din biserică îmi spun Beni și nu-s supărat pentru asta, dar există totuși dincolo de cuvinte o atitudine pe care vreau să o văd. Și atitudinea aceasta aș vrea să o cultiv în copii, în nepoți să o văd cultivată, în nepoții mei, că nu-i responsabilitatea mea. Și de aceea ascultați textul pentru noi, părinții. Și voi, părinților,
Nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Spuneți cu voce tare. Disciplina înseamnă să zici, vorbește Doamne, robul tău ascultă, ia-ți de ce ați auzit. Spuneți cu mine. Și voi, părinților, toată sala, și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Învățătura Domnului. Priviți imaginea din fața voastră să înțelegeți un pic mai bine versetul. Aveți acolo un copil, nu știu dacă e nepoțica mea sau e nepoțica ta sau e fetița ta sau copilul tău, dar dacă la vârsta asta poți face astfel de mutre, înseamnă că realmente nebunia e lipită de inima copiilor. Dar uitați-vă, textul nostru pune în contrast două aspecte. Unu, a întărâta la mânie și doi, crește în mustrarea și în învățătura Domnului. Care din cele două aspecte sunt mai neclare pentru mine? Pentru mine, probabil, cel mai neclar aspect este ce înseamnă să nu întărâți copiii la mânie. Asta este problema mea cea mare. Când în Biblie ai un contrast, atunci contrastul acela te ajută să definești termenul neclar. Cu alte cuvinte, mă uit la celălalt termen, dacă aș înțelege ce înseamnă să-i cresc în mustrarea și în învățătura Domnului, înseamnă că am făcut exact opusul întăritării la mânie. Și de aceea aș începe cu partea pozitivă. Ce înseamnă să-i creștem în mustrarea și în învățătura Domnului? Ucenicii Domnului Iisus, oameni mari, poate oameni cu familii și copii, într-o bună zi se certau între ei, Domnul Iisus le vorbea despre plecarea Lui și preocuparea lor a fost cine va fi mai mare între noi, cine va fi șeful dacă pleacă învățătorul. Interesant, Domnul Iisus Hristos se le dea o lecție, ia un copilaș și îl pune în mijlocul lor. Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor, dar ascultați ce le spune Domnul Iisus, nu uitați, erau certuri, dezbinări, certuri de partide, cine va fi mai mare. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Vreți un text mai clar care să vă spune că omul cel vechi nu ține de împărăția lui Dumnezeu? Acolo nu erau decât un pic de certuri și invidie și zizanie, da, între ei, cine va fi mai mare. Și Domnul Iisus le spune, îmi pare rău, sunteți în împărăția celui rău, dacă nu veți întoarce la Dumnezeu și dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ascultați versetele 4 la 7. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi pe un copilaș ca acesta, numele meu, pe mine mă primește. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți, a întărâta la mânie este a face să păcătuiești? Vă las pe dumneavoastră să judecați. Dar pe oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai bine sau mai de folos să îi se lege o piatră moară de gât și să fie înnecat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Se întâmplă să fii tu sau să fiu eu ca părinte? Cel prin care vine prilejul de păcătuire? Dragii mei, de cele mai multe ori, vă spun cum sunt eu făcut. Eu nu spun niciodată unui om, nu-l mustru când văd un lucru, ci tac și mă uit cu atenție și când lucrul acela revine și revine și revine. Știți ce se întâmplă în mine? Câți dintre voi știți cum fierbe o cuctă? Lid on, da? Cucta fierbe, presiunea crește și la un moment dat, pușcă. Și asta se vede în tonul vocii, se vede în amărăciunea mea, se vede în mânia mea. Și eu cred că foarte mulți semănați cu mine. Eu sunt Ilie, fiul tunetului, așa mă cheamă. Beniamin este numele meu al doilea, dar sunt Ilie în structura mea. Sunt Ilie. Și dacă semănați cu mine, dragii mei, atunci prilejurile de păcătuire sunt foarte dese în bătătura copiilor noștri. Vreau să vă întreb acum direct, mânia este sau nu este un păcat? Am spus, ține de chipul celui rău, ține de împărăția celui rău, este un păcat.
Dar atunci a întărâta la mânie nu cumva înseamnă a oferi un prilej de păcătuire copilului tău? Cu alte cuvinte, tu cu mâna ta prinzi ușile sufletului lui și le deschizi larg și inviți pe satana cu toate trăsăturile lor în viața pruncului tău. Pentru că mânia nu vine singură, vine cu o mulțime de alte lucruri în viețile noastre. Și lista o aveți înaintea noastră, am repetat-o de câteva ori și voi reveni la ea. Textul ne spune clar, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie. Este o poruncă. Când zic, vorbește Doamne, căci robul tău ascultă, Domnul a vorbit, acum e partea mea să nu fac lucrurile acestea. Aș aduce doar trei gânduri înaintea voastră să nu vă obosesc. În primul rând, prima întrebare este, mustrarea și învățătura pe care tu o dai copiilor tăi sau eu o dau copiilor mei, a cui este? Este ea Domnului sau nu? Dar nici nu m-am gândit la treaba asta. Păi îți spun că nu te-ai gândit la treaba asta. O femeie a fost întrebată, de ce taie colțul nițelului întotdeauna? Zice, nu știu, mă duc să o întreb pe mama. Zice, la maică sa, zice, dar de ce mama m-a învățat să tai colțul? Zice, fata mea, nu știu, și-o învățat de la mama mea. Merge fata la bunica și o întreabă, bunica, de ce tai colțul șnițelului? O, fata, tati, așa era tigaia pe vremea mea. Dragii mei, de cele mai multe ori, creșterea pruncilor noștri am supt odată cu laptele mamei. Așa am crescut noi, așa o dăm mai departe, nu ne mai luptăm cu firea pământească și cărăm cu noi lucruri din familiile noastre. Uitați-vă puțin la mama voastră, la tatăl vostru și vedeți câte lucruri le repetați aproape inconștient. Câte lucruri le facem. De aceea prima întrebare este a cui sunt mustrarea și învățătura? Când eu vorbesc cu copiii mei, aș putea să iau rolul prorocului care să zică cu toată smerenia, nu vă jucați cu această frază, o iau ca ilustrație, așa vorbește Domnul. Că dacă nu Domnul vorbește, nu sunt ale Domnului mustrarea și învățătura, ci sunt ale filozofilor și psihologilor și oamenilor de tot soiul și a cărților și a obiceiurilor. Imaginați-vă cum putem aștepta binecuvântarea Domnului peste mustrarea și această învățătură. Dacă firea mea pământească vorbește, dacă țipetele, strigătele, dacă lipsa răbdării mele sunt acolo, ce să caute Domnul să binecuvinteze astfel de lucruri? El se retrage. Țineți minte, casa aceea goală, măturată și împodobită, l-a scos afară pe Hristos. Pentru că Hristos nu stă în prezența diavolului. Nu stă. El stă dacă este invitat. Prima mare întrebare. Oare m-am disciplinat suficient să stau cu Hristos în răcoarea zilei ca mustrarea și învățătura să vină din partea Lui? Dacă n-am făcut-o pentru că n-am timp, trebuie să pun pâinea pe masă, ești un necredincios. Dumnezeu ți-a promis, dacă cauți mai întâi împărăția și neprienirea Lui, îți va da pe deasupra și mâncarea și îmbrăcămintea. Dacă astea nu ți ajung, e treaba ta. Dar El ți-a promis aceste lucruri. Scriptura vine și spune, am fost tânăr și am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprihănit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se obligă să poarte de grijă familiei tale dacă tu ți-ai făcut obiectiv principal din veșnicia din casa ta, nu din deșertăciunea din jurul tău, din veșnicia din casa ta. Al doilea principiu, mustrarea și învățătura Domnului. Sunt ele operante în viața mea ca părinte? Cu alte cuvinte, când mă uit în oglindă, în oglinda cuvântului, la cele două chipuri, ce descoper în viața mea? Dacă descoper chipul diavolului în viața mea, iuțime, mânie, amărăciune, citiți-le dumneavoastră, cum pot să cer copilului meu să nu mintă, să nu fure, să nu strige, să fie bucuros, să se scoale cântând, să se culce cântând? Cum pot să scol dacă toată ziua bombănesc, dacă toată ziua clevetez, dacă nu mă vorbire de rău de în casa mea? Cum pot să cer copilului meu? Dragii mei, cel mai mare dezastru pe care putem aduce în viața copiilor noștri este să spunem una și să facem alta. Dacă mustrarea și învățătura Domnului nu sunt operante în propria mea viață, mai bine trage fermoarul și taci din gură. Taci din gură. Sau dacă s-a întâmplat ca copilul tău să te vadă strigând și mânios sau strigând la nevastă ta,
nu-ți fie jenă să-ți ceri iertare cu voce tare în fața tuturor. Smerește-te. Învață-l pe copilul tău că și el va trebui să facă la fel. Câtă vreme suntem de partea asta veșniciei, se întâmplă să păcătuim, dar slăvit să fie Domnul că avem la Tatăl mijlocitor și avem jertfă de ispășire. Deci, în primul rând, ale cui sunt mustrarea și învățătura și, în al doilea rând, cât de prezente sunt ele în viața mea. Dacă nu mă străduiesc să le aduc în viața mea, nu vor fi niciodată nici în viața copiilor mei. Când copiii noștri erau mici, casa noastră era plină. Ne-am rugat Domnului când ne-am căsătorit să ne deschidem ușile pentru alții. Dumnezeu ne-a ascultat și a făcut din casa noastră gară. Și dați-vă seama, când ai 3 copii mici și ai o mulțime de musafiri, Nora hrănea uneori câte 30 de oameni pe zi, veniți care de pe unde, mai ales imediat după Revoluție, și asta a fost de când suntem de 38 de ani. Parcă văd, eu mi dădeam să citesc Biblia, să-mi pregătesc următoarea predică și copiii se jucau lângă bucătărie, ea îi vedea, dar era cu mâinile pline de aluat sau pline cu nu știu ce, spăla vasele. Și copiii făceau tot felul de pozne și auzim pe Nora vorbind. După care auzim și la un moment dat de jos de pe dulap, portavoce. Și atunci deja cucta mea și mă întrebam, cu cine să încep? Cu nevastă mea sau copiii? Cu nevastă mea sau copiii? Spuneți-mi, orice iuțime, orice să piară din mijlocul vostru. Dar copiii mei m-au țipând la ei. Să mă duc prin sală? Să mă duc prin sală? Nu. Țipând la ei, pentru că eu sunt ocupat și m-au scos din sărite. Și dacă ăsta este singurul răspuns pe care l-au din partea mea, dragii mei, copiii nu știu altceva. I-am promis Domnului și m-am ținut de ea cât am știut. Am zis, Doamne, oamenii sunt mai importanți ca hârtiile, dacă ai nevoie de hârtiile mele, ține-i la poartă. Dar asta n-am putut să-i spui despre copiii mei. Și atunci trebuie să-i promit Domnului, indiferent cât de ocupați sunt, care este deadline-ul și câți oameni așteaptă după comentariul următor. Când copilul meu deschide ușa și intră în casă, în cameră la mine, mă opresc, mă întorc spre el, eu n-am scaun la mine în birou, așa că trebuie să stea pe jos, oricine vine. Mai ales Andreea, în sesiune, o vedeam, se așează jos, se lipește de perete, știam, time to talk, da? E vreme de vorbit. Și atunci puneam lucrurile jos și ne puneam pe genunchi și nu pleca cu inima ușurată, nu mă așezam pe scaun. N-am putut face multe copiilor mei, că am fost ocupat. Dar am făcut Domnului o promisiune și m-am ținut de ea până în ziua de astăzi. Când intră oricare, ginele meu, la mine în cameră, mă opresc, mă întorc pe el și stau și povestesc. Povestesc, dragii mei, pentru că stropul de veșnicie nu stă în hârtiile care le facem, ci în oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în prezența noastră. Dragii mei, imaginați-vă să-ți crești copilul sau ca și copil să crești în atmosfera adevărului, a cumpătării, a hărniciei, a generozității, a bucuriei, a seninătății. Să vezi în jurul tău blândețe, bunătate, credincioșie, curăție, mulțumire, îndelungă răbdare, o vorbire spre har, spre zidire. V-am spus duminica trecută, nu i-au trebuit soției mele nici un jumătate de secundă să nu pună degetul pe mânie și strigare în viața mea. Nu i-au trebuit prea mult. Și de o săptămână ne luptăm în problema asta. Da? Deci, de-aia ne-a așezat Dumnezeu la oaltă. Să dezbrăcăm omul vechi, să îmbrăcăm omul nou. Dacă nu de dragul nostru, de dragul copiilor noștri și dacă nu de dragul lui Hristos, dar cred că numai de dragul lui Hristos putem începe lucrurile. Nu cumva copilul meu vede în viața mea celelalte lucruri? Minciune, hoție, amărăciune, nu trebuie să fie toate prezente. Ajunge un capăt de ață, un cap de pod pentru cel rău. Poate nu-i minciune, nu-i hoție, dar-i amărăciune, dar-i mânie, dar-i iuțime, dar-i strigare, dar-i neînțelegeri, certuri, dezbinări, clevetiri, răutate, curvie, necurăție. Lăcomie de avere, alergarea de dimineața până seara, pentru ce? Pentru ce? Lipsa stăpânirii de sine, o vorbire neînțeleaptă.
Sunt mustrăia și învățătura ale Domnului, de unde le ai? Pot spune, așa vorbește Domnul? Doi, sunt ele operante mai întâi în viața ta, până nu le-ai adus în viața ta, n-are rost să le spui copiilor tăi. Și al treilea lucru, cât de consecvent ești în trăirea vieții creștine? Poate cu o săptămână ți-ai luat inima în dinți și ești cu minte. Ce zici? O săptămână. Dar ce se întâmplă cu a doua? Cu a treia? Copiii noștri sunt multă vreme cu noi. Ne văd în tot felul de situații. Și în vremurile care le trăim, dragii mei, copiii noștri sunt cu noi până pe la 35 de ani. Până când își termină doctoratele și atunci mai trebuie să-i ținem noi. Da? Așa e societatea asta. Știe, dracu, ce face. Altădată, la 16 ani, 17 ani erau la lucru și își luau viața în mâini. Acum, sunt niște neajutorați după ce se însoară. Suntem consecvenți în trăirea vieții creștine? La bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie? Au fost vremuri în viața noastră când 7 luni de zile n-am avut absolut niciun ban. Lucram, n-am primit salar. Ziceți olchim, ziceți cum vreți și asta se întâmplă. Norica a trebuit să spele sticle să le vândă. Copiii au trebuit să meargă la piață cu un coș de prune ca să avem... Eu așa am crescut, dragii mei, scurându-mă dimineața la 3 să duc 6 coșuri de prune să le vând, nu știu, în anii aceia Dumnezeu încărca prunii în fiecare an, să avem pâine în fiecare zi. Așa am crescut. Nu contează contextul prin care treci. Credința, scutul acesta al credinței, îl ai? Coiful mântuirii. Vede sabia Duhului, copilul tău. Cu ce ești încălțat? Râvna Evangheliei păcii. Noi nu trăim pentru lumea asta, se ne-o dă Dumnezeu pe deasupra, ci trăim ca preoței Lui în lumea aceasta. Evrei, capitolul 12. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărea drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Dacă versetul acesta este adevărat, dragii mei, în biserică, este cu atât mai adevărat în celula fundamentală a bisericii în familie. Copiii noștri se nasc cu nebunia lipită de inima lor, cu păcatul lipit de inima lor. În păcat m-a zămislit mama mea, spune David. Și Dumnezeu i-a așezat între noi ca prin mila Lui, sub influența împărăției Lui Dumnezeu, pe care o ducem în mod palpabil, vizibil, gustabil, dacă este un astfel de verb, în prezența lor, să-i îmbibăm cu împărăția Lui Dumnezeu. Dragii mei, nu știu cum procedați dumneavoastră. Am avut un prieten, avea 4 băieți și era un olandez, un misionar, 4 vlăjgani de băieți. Ne-a povestit cum își crește el copiii. Atunci noi abia ne însurasem și ne măritasem. Și el spunea, avem o Biblie mare, neagră a familiei. Ori de câte ori făceau ceva băieții, când sunt 4 băieți la oaltă, e o bombă atomică. Dar ori de câte ori făceau ceva băieții, le spuneam, duceți-vă și aduceți cartea aceea mare și neagră. Și ei spășiți mergeau și o luau de pe raft și aduceau și așezam la masă în jurul ei. Și deschideam Scriptura. Nu știu dacă copiii voștri au curajul să vă întrebe, dar de ce, tată, sau dar de ce, mamă? Au curajul? Silviu, unde ești? Au? Cel mai la îndemână lucru este dosul pălmii, da? Asta e cel mai la îndemână lucru. Nu trebuie să-l cauți, nu trebuie să-l mergi. De obicei copiii mei rupeau bețele ca să nu fie prin casă, să nu le am la îndemână. Și până mergeam să caut, îmi treceau supărarea. Dar dosul de mână e cel mai aproape. Sau un fel de daia. Pune-și în casa mea, așa se întâmplă. Daia. Dragii mei, fă din Scriptură, mustrarea și învățătura Domnului. Stați și eu am gândit la cum arată biserica noastră în 2012-2013. Știți cum arată? Foarte multe familii tinere, foarte mulți copii mici. Nu știu numărul. 10 avem în jurul nostru. Duceți-vă în sala vecină. A început școala duminecală. 10 avem în jurul nostru. Nu-s 2 miliarde ca în lume, dar sunt și la noi. Mai bine de jumătate din biserică sunt familii tinere cu probleme de felul acesta. Dumnezeu ne oferă harul lărgirii împărăției Lui prin copiii noștri. Întrebarea este ce vom face în anul acesta?
Să ajutăm să împlinească cerința lui Dumnezeu, copiii ascultați de Domnul sau în Domnul de părinții voștri, cinstiți pe părinții voștri. Tu trebuie să-i înveți, eu trebuie să-i învăț. Ce vom face pentru asta? În primul rând, dacă mai ai părinți, dă-le un exemplu. Asta nu înseamnă că mama trebuie să spună ce trebuie să faci tu în casă, dacă ești însurat. De multe ori trebuia să iau pe mama soacră, e la Domnul acolo așa de umeri, e o femeie mărunte de statură, o luam așa de umeri, mă uitam în ochii ei și o ridicam așa un pic și îi spuneam, bunii, acel șeful. Da, dragul meu, da, dragul meu. Cu alte cuvinte, nu am permis nici mamei mele, nici soacrei mele să amestece în familia mea. Dar i-am cinstit și pe unul și pe altul. Și au putut să-mi spună oricând ce au de spus. Și eu cred că e o mare diferență între astea două. Și dacă copiii mei mă văd pe mine preocupat și cinstindu-mi părinții, este nădejde să calce pe urmele mele. Trăim vremuri în care Dumnezeul viacului acestuia ne-a încorsetat cu legi. Există până și telefoane directe. E adevărat? Orice copil poate bună mea și vine și ți-l ia. Asta e lumea în care trăim. Spuneți-mi, cum veți implementa, citeți din Biblie, nu le-am inventat eu, astfel de adevăruri. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de ea. Știți ce spun psihologii? Omul este bun în sine. Nu trebuie să-l lași. De la sine el va crește ce trebuie să crească. Uitați-vă la societatea care am creat-o și îngroziți-vă. Îngroziți-vă. Sau să iau un verset un pic mai dur. Nu cruța copilul de mustrare, căci lovindu-l cu nuiaua, dar asta nu se face, nu se poartă. Depinde cine crezi, cine ți-i stăpânul. Dacă te-ai dat robului Hristos, cuvântul lui este cuvântul de ordine. Lovindu-l cu nuiaua nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua îi scoți sufletul din locuința morților. Tu alegi unde vrei să-ți trimiți copilul. Asta nu înseamnă să-l ciomăgești toată ziua. Mai întâi am citit, nuiaua certării o va dezlipi de ea. Știți ce înseamnă asta? La 8 luni. Nu. Atât. Dar nu-l tău să fie, nu. Dacă ai 1000 de reguli care nici tu nu le știi, sigur că-l buimăcești, nu te mai ascultă. Ia-ți câteva, 3 reguli în casă, dar să fie reguli. Și tu și soția ta, să nu lași copilul să vă joace pe unul împotriva celuilalt. Faceți-vă regulile împreună. Nu iau a certării, o va dezlipi de ea, dar uneori n-ajunge. Țin minte, eram necăsătorit și au venit la noi un misionar. V-am mai spus povestea, el era cât ușa de mare, avea și un picior de lemn. Umbla destul de greu și avea 2 băieți. Măi, așa copiii năzdrăvani, n-am văzut în viața mea, nu răi, năzdrăvani. Dar mai parcă erau argint viu. Mă uitam la părinți și erau străini, prima dată la noi în casă. Nu pricepeam cum au atât ani de lungă răbdare cu ei. Pe ai mei aș fi... La un moment dat, nu mai văd pe omul ăsta că se scoală și l-apucă pe unul din băieți, avea vreo 7-8 ani, îl ia așa sub soare, îl ia ca pe om și merge cu el în baie. Așa cu un picioarele, merge cu el în baie. Și acolo n-aud numai țipete și urlete. Nu știam ce se întâmplă, am crezut că rupe. Și la un moment dat, după face... Și iese afară, copilul stă cu capul pe umărul lui, lipit acolo de umărul lui și el îl strângea în brațe. Și m-am uitat la el și l-am întrebat, Doamne, dacă tot l-ai luat în brațe, de ce l-ai mai bătut? Și mi-a răspuns simplu, ca să știe că îl iubesc. Citiți Evrei, capitolul 12. Dumnezeu se poartă cu noi, nu ca niște copii din curvie, de care nu-i pasă, ci ca și cu niște fii. Deci nu croța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, ai scot sufletul din locuința morților. Mă uit la ceas și văd că fuge. Eu m-am luat cu prea multe exemple și aș pune doar o ultimă întrebare. Cum facem față noi ca și copii la falimentele părinților noștri? Să știți că noi ca părinți nu suntem desăvârșiți. Sau este vreunul printre noi care a terminat procesul sfințirii? Nefiind desăvârșit, se întâmplă să întărâtăm pe copiii noștri la mânie. S-a întâmplat cuiva, mie da. Să întărâtăm pe copiii noștri la mânie. Dragii mei,
ca și părinți și ca și copii, când venim în Scriptură, fiecare răspundem lui Dumnezeu. Și copiilor, textul ne spune clar, copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Dumnezeu vorbește, nu părintele vorbește. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Dumnezeu vorbește, nu părintele vorbește. Indiferent ce face părintele, porunca lui Dumnezeu rămâne în picioare. Cu alte cuvinte, eu ca și copil, chiar dacă am 25 de ani, trebuie să mă învăț să mă raportez la aceste falimente ale părinților mei de dragul lui Dumnezeu, mai ales dacă suntem frați în Hristos. Dragii mei, mie ca și copil, Dumnezeu îmi vorbește prin Efeseni, capitolul 4, versetul 26. Mâniați-vă! Eu nu pot să nu mă mâni când sunt întărâtat la mânie. Mâniați-vă! Dar textul continuă și nu păcătuiți. Dar cum se poate să n-apună soarele peste mânia voastră? Cred că cel mai mare lucru pe care îl pot învăța ca și copil este să-mi administrez mâniile, să rezolv mâniile mele înainte de apusul soarelui. Nu știu ce copii aveți prin casă. Unii zic, iartă-mă foarte ușor. Alții, nici dacă îl tai în bucăți, nu zice, iartă-mă. Cum îl vei învăța pe copilul tău să nu se culce mânios? Vi s-a întâmplat să nu vă vorbească copiii o săptămână, să trântească ușa, să plece de acasă? Să nu-mi spuneți că nu sunt realități, pentru că eu le cunosc. De aceea, ca și copiii, de dragul lui Hristos, trebuie să învățăm să ne raportăm corect la mâinile voastre. Știu că este și jumătate și trebuie să termin. Dar dacă n-aș vrea să plec de aici fără să iau cu mine porunca lui Dumnezeu, vreau să nu uitați. Porunca pentru noi ca părinți este să nu întărâtăm la mânie pe copiii noștri, pentru că mânia este o poartă larg deschisă celui rău. Vine cu iuțimea, cu strigarea, cu răutatea, cu clevetirea, cu o mulțime de alte lucruri. Mă joc uneori cu noria asta mică și am o poveste. Văd că fiecare o știe pe limba lui, da. Ăsta merge la viței, ăsta merge la purcei, ăsta strânge surceluțe, ăsta face plătintuțe, ăsta zice, cic, 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 dă-mi și mie că-s mai mic. Da? Dacă asta e pentru copii, dați-mi voie să-i aduc pe oamenii mari, pe tine și pe mine. Am învățat 10 cuvinte, pentru că de duminica viitoare intrăm în cartea Iosua și acolo vedem, dragii mei, ce înseamnă să îți crești copii, să-ți iei o generație întreagă pe urmele Domnului. Care au fost cele 10 cuvinte? Ajutați-mă să-mi aduc aminte de ele. 1. Curaj. 2. Disciplină. Înțelepciune. Smerenie. Blândețe. Îndelungă răbdare și îngăduință. Dezbrăcare. Îmbrăcare. Ascultare și educare. Ascultare și educare. Nu uitați, totul începe cu mine. Totul începe cu mine. Și ca să nu-ți întărâți copiii la mânie, doar 3 întrebări trebuie să nu uiți. Ale cui sunt mustrarea și învățătura? 2. În ce mod operează ele în viața mea? Dacă nu sunt în viața mea, nu l-aș aștepta la copiii tăi. Și 3. Cât de consecvent sunt în trăirea vieții creștine. Dacă azi mă vede alb, mâine mă vede negru, copilul buimac nu știe pe urmele cui să calce. Un prieten mi-a spus o vorbă plângând. Libertățile părinților ajung vicii la copii. Și asta din pricina lipsei consecvenței în trăirea vieții creștine. Dar cum timpul n-a intrat în sac, aș vrea să terminăm cu 2 cântări. Și din cele 2 cântări să facem o rugăciune, dragii mei, pentru că toate lucrurile acestea atârnă de noi. El ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Depinde dacă ne deschidem pentru ele, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.